plec la alte evenimente, și la Pitești, și la București, și de aceea am zis cumva să grăbesc lucrurile și o să vă scot eu la o horă de mână frumoasă. Dacă doriți și dumneavoastră, că de mâncat puteți să mâncați până dimineață. Așadar, pentru cei mai frumoși miri și mânași, zicem așa, o nunească frumoasă, după care o să vedeți ce o să iasă până la sfârșit.
chiar trebuie să plecăm. Zicem așa, si minor, doar acord, o singură strofă, nu plictisim pe nimeni. Este una dintre cele mai frumoase piese din folclorul nostru românesc, dar și cea mai grea. Vă promit eu că nu o să vă cânt oricine. Atunci o să vă cânt eu o singură strofă. Asta e pentru Miri, pentru Noa și bineînțeles pentru toți invitații lor. Yeah.
mâine. Să vezi eu, că ai fost iubitul meu, dar mai bine să vezi eu, că ai...
Thank you.
Omule, cum ca ai putut?
Să vă fie de bine! Publicitate! Și acum vă invităm la o brașoveancă frumoasă! Ca la domnești! Oh,
contează. Haideți. Dacă nu, și băieți. Depinde de orientare. Deci toate fetele sunt circa o fată. Acolo, acolo. Deci numai tu ești? Hai, duceți-vă acolo, vă rog. Așa frumoasă, haideți. Deci toate fetele care mai sunt de față circa o singură domnișoară. Hai, Cătălina! Sunt rugate să vină să prindă buchetul aici. Ia atențiune la numărătoarea mea, da? Mai venit, așa, da? Nu mai este adevăr, mă. Nu mai e singură că o să-l prinzi acum, nu mai e singură. Ia atenție la numărătoarea mea, a zis 1, 2, 2 jumate și o banană. Mamă, ce a prins-o, da? S-a aruncat cineva la banană, mă. Ia atenție, 1, 2, 2 jumate, 3. Bravo!